Românii care vor vrea să facă împrumuturi de la bancă ar putea fi obligați să dea un test înainte. Concret, este vorba despre un formular online prin care le vor fi testate cunoștințele de educație financiară. O astfel de propunere a fost lansată de către Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului. Conform știri.fresh24.ro, românii care vor să iau un credit de la bancă ar putea fi obligați să completeze un formular online prin care să demonstreze că au cunoștințe de educație financiară. Este vorba despre o propunere lansată de către Agenția Națională pentru Protecția Consumatorului ca urmare a unei discuții și întâlniri pe care reprezentanții acesteia au avut-o cu Asociația Română a Băncilor. În acest sens au fost analizate situațiile în care clienții băncilor ajung în postura de a fi în incapacitate de plată și de multe ori acest lucru s-a datorat faptului că mulți dintre termenii folosiți în cadrul contractelor nu au fost suficient de bine înțeleși. Astfel a fost propusă introducerea unui test de tip grilă, cel care vrea să facă un credit la bancă ar putea fi întrebat de exemplu ce este roborul. Tocmai de aceea ne-am gândit să emitem un astfel de proiect. În primă fază ne-am gândit că prin completarea unui chestionar din care să rezulte că aceștia au cunoștințe minime în ceea ce privește educația financiară, este un fel de test grilă. Nu a căpătat încă o formă final acest proiect, de aceea este doar în dezbatere, a declarat la Antena 3 Sebastian Hoțca, vicepreședintele ANPC. Guvernul a aprobat normele metodologice pentru amânarea ratelor la credite până la 9 luni în anumite condiții. Măsura îi vizează pe românii care au probleme în a-și plăti creditele și au înregistrat creștere ale cheltuielilor cu 25% în ultimele 3 luni. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că amânarea ratelor nu duce însă la eliminarea plăților în viitor sau la neplata dobânzilor. Românii se vor duce la bancă cu o declarație pe proprie răspundere că le-au crescut cheltuielile în ultimele 3 luni cu 25% față de perioada similară din anul trecut. Trebuie să ia în calcul că pot beneficia de această amânare a ratelor, numai că la final trebuie să plătească ratele care au fost amânate și, evident, dobânda acumulată, a declarat ministrul finanțelor. Cei interesați să beneficieze de această măsură trebuie să nu aibă un credit refinanțat sau o restructurare de credit în ultima perioadă, relatează știrifresh.24.ro.